Și iubiți pe vrăjmașii voștri și le faceți bine, fără a mai nădăjdui nimic în schimb. Ce am discutat noi până acum. Și răsplata voastră va fi multă. Și de ce spune multă? Părintele Paisie Olaru avea o vorbă pe care o rostea tot timpul și o spunea foarte frumos. Spunea așa, tătucă, dacă faci bine și găsești rău, da, dacă faci rău, ce găsești? După aceea tot el spunea, dacă muncești și satana ți-a jumătate din osteneală, ce face satana dacă te găsește nelucrând? Te ia pe tine. De-aș în viața călugărească, în paterice și în filocalii, găsești scris călugărului dă-i rucodele să nu-i dea dracu de lucru. Creștinului dă-i rugăciune, că dacă nu-i dai tu rugăciune, îi dă diavolul ce să macine la moară. Și ați văzut în Apocalipsă ce frumos sintetizează binele de rău. Dacă vor fi două la moară, una se va lua și una se va lăsa. Adică, gura clevetitoare poate pieri, sufletul și mintea rugătoare pot merge la cer. De ce spune una se va lua și una se va lăsa? Cea care se ia zboară, că e starea duhovnicească, cea care rămâne pământul, ceea ce putrezește. Deci noi trebuie să fim întotdeauna atenți, pentru că această dușmănie de care vorbim noi în clipa aceasta nu se raportează numai la lucrurile materiale, se raportează la starea spirituală din noi. Și noi uneori auzim această expresie, sper să nu vă plictisiți, că e zi de duminică, dar mai avem un timp. Ce vreau să vă lămuresc? Altceva. Noi auzim astăzi foarte des de oameni, spune așa, ai mă că ăsta e fals, e dublu, una spune alta gândește, una spune alta face, una simte, alta se manifestă. Așa este. Deci noi avem doi dușmani. Avem inima, care este stăpânită întotdeauna de firea poftei și ne poate împinge spre lucrurile de care Pavel spune, n-aș vrea să fac rău care nu-l voiesc, dar îl fac fără să-mi dau seama că trupul e neputincios. Și una este firea minții care permanent știe că este împărătească. De-aia îți dorești o casă mare, de-aia îți dorești o haină frumoasă, de-aia îți dorești ceva splendid, de-aia tins spre ceva grandios, de-aia vrei o vilă somptoasă, de-aia vrei ceva prețios, strălucitor, pentru că tu ești făcut să zbori spre lumină, deci tu ești făcut al lui Dumnezeu. Și neavând cum să manifesti lucrurile dumnezeiești în stări sufletești, să ajungi cu mintea în cer, cum ajungeau sfinții, să te plimbi prin rai ca Eufrosin ăla ce a mâncat mere, să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, să vezi slava lui Dumnezeu, cum o vedea Sisoie sau Antonie, te raportează în lucrurile și lumea spune, Doamne, ce gândire! Și așa este! Ce imaginație, ce lucruri frumoase poate crea omul! Sigur că da! El este un pui de Dumnezeu, are din Dumnezeu în el. Dar întâmplarea face că cei doi dușmani intră în contradicție. Ce vrea mintea să facă frumos, inima vrea să facă murdar. Deci vrei să fii cu o imagine frumoasă, vedeți că în ziua de astăzi, asta vă spun ca o glumă, nu ca să jicnesc. Vezi un om mare, te guduri repede pe lângă el și pac un bliț și îți pui poza acolo să vadă că tu te-ai pozat cu Xulescu sau cu Xulescu, mare personalitate. Nici personalitatea lui ăla nu te va influența pe tine cu nimic, nici personalitatea ta nu va influența personalitatea lui. Deci tu dacă ești bun, ești bun în dreptul tău și o mamă care își crește copiii frumoși și educați este cea mai mare personalitate de pe planetă, că e modelul Maicii Domnului. Cine are smerenie este cea mai mare personalitate, că e simbolul lui Hristos. Cine are evlavie și credință este cea mai mare personalitate, fiindcă imită sfinții. Și cine e cel mai bogat îl poate imita eventual pe Lot, pe Avram, pe Iov. Dar să și suporte consecințele care le-au suportat și acești patriarhi. Adică, Avram a lăsat toată averea și s-a dus după Dumnezeu, nu i-a fost frică de infrastructură, lipsă de telefon, căldură, drum, mijloc de transport și s-a dus
la Manvri și a vorbit direct cu Sfânta Treime, iar Iov a stat pe groapa de gunoi până ce Dumnezeu a dat din nou toate bogățiile. Citiți Scriptura, nu stau să vă fac lectură. De ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că și în viața pământească, oricât ne-am sclifosit noi și am vrea să urcăm printr-o șmecherie, printr-o fantezie, printr-o curbă din asta mai periculoasă, printr-o virgulă, printr-o cale de acces mai secretă, oricât de sus ai ajuns, să țineți minte un lucru. Prostul în orice funcție ar fi suspină, pentru că el nu-i capabil. Deci nu asta te face fericit. Ba din contra, mai faci rău și la alții sau încurci și pe alții. Fii întotdeauna om, fii întotdeauna tu. Asta înseamnă să nu fii dublu. Deci mintea să nu te împingă unde nu ții locul și inima să nu ceară ce nu-ți aparține. De exemplu, tu vrei să-ți faci, să spunem, un imperiu, dar vrei să-ți bați joc de alții, ea e o inimă ticăloasă. Dar dacă îți faci un imperiu bucurându-i pe alții, imperiul tău va fi un imperiu de fericire. Dacă imperiul tău va fi un imperiu mizerabil, va fi un imperiu de suferință. Și dacă vă aduceți aminte, tot de prin Patericul știu, ca să aveți logica discuției noastre, un călugăr vechi, de demult, de prin pustia Alexandrei, mereu se ruga, așa de necunoscute scărările Domnului și așa de întortocheate, că chiar nu le știu. Doamne, arată și mie ceva din lucrarea ta ca să pricep. Și într-o zi a venit un călugăraș tânăr, cu o trăistuță în spate, cu niște rocodele și a spus, am auzit că mâine merge în Egipt. Da, tinere, merg în Egipt. Ia-mă și pe mine, că mă tem de fiare. Te iau.